Elevii care au participat la concursul de desen Crucea Roșie 140 de ani de umanitate au fost premiați astăzi. Este vorba despre 100 de elevi de la unitățile școlare din Giurgiu care și-au exprimat viziunea prin desen despre ceea ce reprezintă Crucea Roșie. Evenimentul a avut loc la galeriile de artă din municipiu. Toate școlile din municipiu Giurgiu, gimnaziale, au primit din partea Crucii Roșii bloc de desen cu truse de acuarelă și cu tema 140 de ani de umanitate Crucea Roșie Română. Aceste lucrări au fost aduse de toate școlile pe data de 11 aprilie. S-au examinat, s-a ajuns la clasificare că fiecare concurs, știți, trebuie să fie și cu premianți și cu participanți. Astăzi începem seria acțiunilor priceluite de împlinirea 140 de ani de existență Crucii Roșii la nivel internațional. După cum știți, acum 140 de ani s-a înființat Crucea Roșie. Sper din tot sufletul ca aceste acțiuni să ajungă la sufletul oamenilor și oamenii să vină alături de noi, așa cum au făcut-o până acum. Pentru desenele lor, școlarii au fost premiați cu diplome de participare, cupe și rechizite școlare. Evenimentul de astăzi face parte din seria de activități derulate de filiala de la Giurgiu, cu ocazia aniversării din acest an a societății.